Filmare Stoiul Riana, Riana F1, bulgărești. Primul etaj. Aici avem Rila, Rila F1, bulgărești. Rod mai frumos pe următoarele etaje. Rila F1, plantate pe 1-a 4-a. Dirijate pe două brațe. Sherry Drops Urban de la Agrosel, nedeterminată. Astăzi 29 iunie, cam 1.70. Foarte productivă. Aici, aproape de coacere, avem alca determinate. Cu o producție de 2-3 kg pe fir. Mai departe avem un soi vechi, marmand. Legătură foarte bună chiar și la al treilea etaj. Aici avem ghitia. Mai puține pe etaj 2-3, dar dimensiune mare. Moldoveanu F1 de la Agrosel, dirijate chiar și pe două ramuri. Legătură până la al patrulea etaj. Al cincelea a ajuns undeva la 2 metri. Tolstoi F1. O legătură frumoasă. Etajul 1, etajul 2, dirijată pe 3 ramuri. Etajul 3, etajul 4, etajul 5 informare, etajul 6 și a ajuns undeva la peste 2 metri. Aici avem Policarpo F1. Legătură frumoasă la primul etaj, o distanță cam mare între rod, legătură bine și la al doilea etaj, al treilea etaj l-a format un pic mai sus, foarte puține, și să sperăm că or să fie mai multe la al patrulea etaj. S-au dus foarte mult pe lumină. Aici avem o varietate de sherry, pear drops, niște roșii tip
pară micuțe, nedeterminate, cu o legătură extraordinară. Al treilea etaj. Aici avem Polorosa F1, 8 roșii la primul etaj. Urmează al doilea, a fost pusă mai târziu. Al treilea. Aici avem Alvaro. Alvaro F1 care rodește și la etajele de sus, la fel ca cele de jos. Iar aici ceva ce pe mine mă încântă. Probabil cele mai bune din solarul meu. Am zis că sunt inimă de albenga, dar nu știu, sunt soi, sunt puse semințe. Etajul 3, etajul 4, sunt în formare, etajul 5, a ajuns la aproape 2 metri, etajul 6 și poate o voi mai dirija mai departe. Moldoveanu F1, 13 roșii pe primul etaj. Calina. Liguria. Au fost plantate mult mai târziu. Erau cu flori. Nu a putut să rețină. Văd că au început să meargă pe următorul etaj, chiar și la al treilea. Aici avem Precos, o legătură foarte frumoasă. Sunt defoliate masiv, fiindcă le-am avut puțin afectate de un virus. Iar aici, Precos F1 la primul etaj, al doilea. Mai departe, avem o varietate de roșii sherry, cu o legătură impresionantă. Am lăsat-o pe 3 brațe. A rodit până la al patrulea etaj în momentul ăsta și are undeva la peste 2 metri și 20. Mai departe avem Sandolin. Primele roșii n-au fost multe, dar la următorul etaj a rodit mai bine. Chiar și la al treilea. Aici avem un soi vechi, mai departe tot Sandolin. Acum urmează Rila F1. Sunt aproape de coacere. Două etaje, trei etaje, 4 etaje, 5 etaje și urmează.